Cu ce mesaje vine AUR în județul Satu Mare, unde există o populație mixtă, nu e populația, electoratul general de pe România? Nu văd de ce etnia ar încurca mesajul suveranist pe care AUR îl susține. Suntem singurul partid parlamentar, singura forță politică importantă care susține o Europa a națiunilor și vrea oprirea actualei direcții în care merge Uniunea Europeană condusă de Ursula von der Leyen. Știu că și etnicii maghiari, de exemplu, sunt foarte conservatori și sunt simpatizanți ai politicilor duse de Fidesz și de Viktor Orban în Ungaria și sper ca mulți etnici maghiari să pună ștampila pe AUR la alegerile europarlamentare. Vor fi 5 buletine de vot. Sigur că noi acuzăm în mod egal și UDMR-ul, după cum acuzăm PSD-ul și PNL-ul că au dus țara în vrie. Aici este un blat între baronii locali, care se numesc Chereșcheni și Pataki, cu domnul Mircea Govor. Vrem să oprim blaturile, vrem să oprim baronii, vrem să oprim grofii, indiferent de etnie. Și cred că este și în interesul cetățenilor maghiari. Pe plan național aveți acest mesaj anti-PNL, dar la nivelul județului Satu Mare susțineți candidatul PNL. Nu ne-am pus candidat tocmai pentru că al nostru candidat ar fi luat între 10 și 15% la președinția Consiliului Județean și nu făceam decât să spargem opoziția. Am lansat acest apel către celelalte partide. USR-ul n-a vrut. Noi suntem oameni de cuvânt și am zis cine este cel mai bine plasat să rămână în funcție pentru a dobărâ, având un singur tur de scrutin, nefiind democrație reală în România la nivelul administrațiilor locale, să lăsăm unul să se bată cu Pataki la nivelul Consiliului Județean. N-au vrut, cunoaștem cu toții de cine este controlat domnul Gobor, cunoaștem cu toții ce oameni fără pregătire are, cum e acel secretar de stat pentru români de pretutindeni, domnul Cârciu, care a fost proxenet în Franța, din ce informații avem noi și pe care mi-a părut rău că l-am văzut azi la Sâmbra Oilor, care acordă discreționar fonduri din bugetul României pentru camarila de partid PSD. Ăsta este Govor cu Nea Paul pe care îl are în spate, secretarul general la nivel național al PSD. Noi nu vrem să facem blat. Noi suntem convinși că foarte mulți cetățeni din municipiul Satu Mare și din județul Satu Mare vor vota AUR la Consiliu. Dar realitatea politică acum este că lipsește democrația. Ați văzut, au călcat în picioare legile electorale, Constituția, și au făcut aceste alegeri anticipate. Suntem aici în cetatea Ardudului și suntem gata să luptăm. Ăsta e mesajul meu de aici, de la Ardud. Ce așteptări aveți de la organizația AUR din Satu Mare? Să obțină cât mai mulți consilieri locali, să obțină un scor bun, peste 10-15% la alegerile europarlamentare și să ne consolidăm, noi fiind un partid nou, structurile locale. Este greu, avem de-a face cu un sistem care face aproape imposibilă intrarea unor forțe noi, dar noi am reușit până acum și cred că vom reuși și de acum înainte și aceste alegeri ilegale locale, comasate, vor fi o altă bornă de creștere pentru noi. Care va fi abordarea după alegeri? Și vreau să mă refer în primul rând la posibile alianțe. Excludeți înțelegeri cu cineva post-electorale sau lăsați organizațiile locale să decide ele? În politică e bine să nu excluzi nimic. La nivel local o să ne intereseze să fim partea unor majorități în consiliile locale și județene. Dar ce vizăm noi, de fapt, este să conducem România, să guvernăm România, să câștigăm alegerile prezidențiale și să facem anumite schimbări și electorale
și economice pentru bunăstarea românilor și să democratizăm spațiul public din România. Prea multe televiziuni centrale cumpărate, prea puține șanse pentru competitori din afara cercului puterii care a condus timp de 34 de ani, vedeți alegerile într-un singur tur, vedeți nerespectarea referendumurilor, noi acum trebuie să avem 300 de parlamentari pentru că așa au votat românii. Nu se respectă lucrul ăsta și în rest, nu știu, o să-i mai lăsăm și pe alții să se ocupe de alte probleme. Cred că îl însărcinăm pe Rareș Bogdan să se ocupe de pensiile speciale. Care ar fi așteptările dumneavoastră în perioada imediat următoare? Cum credeți că va fi campania electorală? Puterea își dorește ca această campanie nici să nu existe, să-și asigure în continuare cei 3.000 de și ceva de primari pe care îi are, să câștige pe baza simpatiei populației pentru actualii primari sau prin ajutoare sociale, prin constrângerea celor care lucrează prin primării și alegerile europarlamentare. Noi sperăm să convingem cât mai mulți oameni să meargă la vot. Să voteze AUR dacă ne simpatizează sau să voteze pe oricine altcineva la alegerile europarlamentare, dar nu PSD-PNL. Am înțeles mesajul antisistem, dar ce pune AUR în loc? AUR își are niște angajamente curajoase, reforma administrativ-teritorială, de exemplu, reducerea numărului de UAT-uri la 1141 de la peste 3200 cât sunt în prezent, tăierea ajutoarelor sociale și un plan pentru încurajarea muncii acasă și pentru creșterea salariului net, salariul pe care oamenii îl au în mână, pentru ca românii să nu mai plece. Este greu, necesită debarasarea aparatului de stat de aproximativ 500.000 de angajați. Pentru că am avut la începutul anilor 2.800.000 de angajați la stat, acum avem peste 1.300.000. Ne-au făcut viața mai bună? Nu. Unde sunt? În sănătate, în învățământ, în poliție? Nu. Sunt în administrația locală și centrală. Trebuie să scăpăm de două treimi din administrația locală și centrală la nivel de instituții și la nivel de angajați pe parcursul următorilor 10 ani. Este ceva foarte curajos, dar cineva trebuie să-și asume că, practic, dacă ți-asumi asta, s-ar putea să și semnezi dispariția din viața politică. Dar eu nu vreau să trăiesc o viață cum trăiește Govor, cum trăiește Stănescu, cum trăiești ca acești baroni în politică. Vreau să schimb ceva dacă se poate. Dacă nu se poate, am ce face. Care e feedback-ul după Sâmbrauilor? Foarte bun, adică am rămas primit și la Sălaj, la Pria ne-au primit oamenii extrem de bine, dar la Sâmbrauilor mi-a depășit așteptările. Dragoste, speranță și încredere. Chiar nu credeam că suntem așa de bine primiți. Nu știu alți președinți de partid dacă au fost sau cum au fost primiți sau de ce nu merg în rândul oamenilor. Zona Oașului e destul de bine conectată cu străinătatea, cu diaspora. Aveți mai mari speranțe de la diaspora decât de la... Cu siguranță diaspora o să întine balanța, pentru că aici ne confruntăm cu o camarilă de partid infiltrată, 1.300.000 în structurile statului, jumate din ei puși de acolo doar ca să aducă voturi, să fie masă de manevră electorală. Și diaspora nu are stăpân și nu poate fi amenințată. Mi s-au retras candidați la primărie pentru că au fost amenințați de primarii actuali sau de baronii județeni. Pe cei din diaspora nu au cu ce să-i controleze, nu poate să se amenințe că le dă foc la casă, cum au fost cazuri în actuala precampanie electorală. Mulțumesc mult, gânduri bune tuturor Sâmbrăului.